Hai noroc, frățică, și bun regăsit la un nou episod de pe canalul meu, dacă ești unul din subscriber, dar dacă ești nou-nouț, păi bun venit la canal. Băi, în episodul ăsta știi ce să facem noi? Am să facem o treabă, adică nu noi, dar eu. Am să fac o chestie care, după câte știu eu, încă nu a făcut nimeni. Da, am să facem un heist pe Caiu Pericu, stai, nu muta pe alt canal sau nu stânge pentru că tu așa ceva încă n-ai văzut. Și vreau să fac eu. Și posibil nici să nu mai vezi. Așa că fii atent, da? Și vreau să fac eu. Vreau să fac un heist, Caiu Pericu. Da, încă care n-a prefăcut nimeni după cât știu eu. Vreau să fac heist-ul, în primul rând, în modalitate hard, într-a doilea rând, să-l fac cu elit. Și înseamnă cu elit? Înseamnă că să-l fac în mai puțin de 15 secunde. Și nu uitat. Că asta e normal că o fac test, da? Singur pe insulă, să împlu geanta cu aur bani și ieșea să găsesc. Păi să zici, asta o pot și eu. Da, băi, pot și tu. Da, poți să faci tot chestia asta tot împreună, într-un singur heist și să nu tragi niciun glonț? Adică să nu împuști deloc. Păi să zici că pot, că acolo mă duc la spate, pac, îi omor și fac. Dar să mai spun o chestie. Tu ai să poți să faci teta asta împreună fără să omori pe nimeni, adică să intri în modalitate hard pe insulă, să faci heist-ul cu elit în mai puțin de 15 minute, să-ți împli singur geanta și să nu omori pe nimeni. Să ieși de pe insulă, să fugi și poftim. Fără să tragi niciun glonț, fără să omori pe nimeni. Băi, nu știu dacă ai spoți, și nu știu dacă am spot și eu face. Așa că rămâi cu mine până la urmă și să vedem dacă ar să ni se prinească sau nu. Dacă ar să ni se prinească, eu am să mă numesc singur pe mine, nu pro player în GTA 5 online. Dar am să mă numesc super pro player. Așa că, băi frățică, cât eu mă pregătesc, tu nu mai și șobolan. Hai, pune un like la episodul ăsta, că nu te costă nimic, dar pe mine mă inspiră să fac alte episoade, alte live-uri, ca să-ți ușurezi viața în GTA Online, într-un fel sau în altul. Te abonezi numai decât la canal, dacă încă nu ești abonat, ca să și la curent cu noile postări și cu live-urile care le fac de 3-4 ori săptămână. Și numai decât apasă tasta share, să te împarți cu episoadele și live-urile mele, cu prietenii tăi de pe celelalte platforme unde ai tu account-uri. Now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Dacă e frățică, atențiune, pornim heist-ul imposibil. Să vedem ce ar să prinească. Ați și bă, imposibil de făcut? Sau am să reușesc să-l fac? Așa, închidem asta, deschidem asta, perfect, ok. Mai departe cu și plecăm noi cu casatca, pentru că cu casatca plecăm și intrăm prin canalul ăla și în casă intrăm tot prin canal. Ok, punctul de fugă nu ne interesează, punem și noi și de Dumnezeu. Așa, ora. Ia că aici pot să mă gândesc cu lipsică, știți? Așa nu știu nici pe eu, dacă am spun noaptea, ar să fie mai ușor să-l fac, dar eu vreau să-mi complic o leacă viața. Nici singur, așa că am să plec ziua. Mai departe, armele. Băi, armii nici nu trebuiesc ca tare. După ideea mea, după ce și vreau să fac eu, armii ca tare nu trebuiesc, dar armele sunt obligatorii, ok? Dar eu n-am să plec cu armii normal, trebuie să plec, dar să fac o singură chestie. N-am să eu amortisare. Nu-l eu, pentru că n-a trebuit să sunt pușc. Ok, perfect. Suntem gata, adică eu sunt gata. Plecăm să facem heist-ul nostru ca shadow, ca umbra. Ca umbra și e periculoasă, care intră pac, pac și fuge, da? Și din episod normal, că n-am stai nimic, ca să vezi și tu pas cu pas cum fac, pentru că aici mai este o singură chestiune, da? Eu, stai că am uitat și chestiune este, dar nu mai importă. Practica, ia ca așa vreau să spun, știți destul de ghinic ca să-l faci cu elit, trebuie să-l faci în mai puțin de 15 minute și trebuie să ai geanta plină, asta numai decât obligator, și nu trebuie să te prindă niciodată, adică nu trebuie și să mori, mai ales când ești pe hard. Când nu ești pe hard poți să mori odată și tot îți prindești cu elit, dar eu sunt pe hard, așa că dacă mor odată, nu-ți mai primești cu elit, așa că trebuie să
mă stărui să nu mă prindă deloc. Intr, fur, ies, fug. Ok? Fără să omor pe nimeni, fără să trag un glonț, fără să omor niciun bodyguard de asta. Așa că vedem noi. Aici am spus la încercare, tot profesionalismul meu ca gamer în GTA 5 online. Ok. Și cum v-am spus, dacă reușesc să-l fac din primul tentativ, pot să mă numesc, să mă autonumesc super pro player. Hai, repijor, pune un like dacă n-ai pus încă like-ul și ala. Și apasă clopoțelul ca să fii la curent cu noile postări și cu noile live-uri. Și dă-i și un share, împarte cu episodul ăsta cu prietenii tăi, ca să vadă și ei, poate mai culeg ceva. Știu că mulți o plixi de mult de făcut haste-ul, dar încercați-l și faceți așa ca mine și să vezi cum vă treci plixi sala. Și eu m-am plixit că l-am făcut, cred că de 300 de mii, nu de mii, da, cred că 300 de ori l-am făcut și m-am plixit. L-am făcut în tot felul, în tot modul, cu elicopterul, cu avionul, cu chestii, cu beschi. De data asta vreau să-l fac fără să mă prindă nimeni și fără să omor pe nimeni. Așa, de să împlântăi geanta. Hai, bă. Nu prea place cum e poziționat capul, dar încerc. Așa, poziția asta, poziția asta și foarte bine. Hai, bă, pleacă și aură. Ok. Furăm întâi aurul, ăsta, și apoi furăm și pe cealalt. După cum vedeți, camera în episodul ăsta l-am mutat în stânga ca să vedeți că, cum împlu geanta. Ok, haide bă frățică. Și am să o mut în dreapta, geanta e plină, ok. Am să o mut în dreapta ca să vedeți radarul. Așa, fără să tai video, fără să opriți nimic. Ok, perfect. Haide băi, mergi. Bă! A, s-a pornit. Amu, plecăm. Păi, bă, gămeș. Nu. Nu. Prea de vreme. Uite, am nimerit. Foarte bine. El a plecat în partea și ea. Amu, ea. Treci și... O trecut ăsta cu mașinganul lui. Ăsta amu se întoarce și fug înapoi. Așa, foarte bine. Amu ăsta de acolo ar trebui să întoarcă înapoi. Ok, uite, s-a întors, foarte bine. Aici pur și simplu trebuie de lucrat foarte, foarte, foarte bine cu radarul. Așa. Uite capul ăsta, a apărut, s-a întors înapoi, a plecat. Ne urcăm. Stai bă, stai bă, stai bă. Ok, așa cum mașinganul trece. Băi, dacă ați nu ziceți că e așa de ușor, i-am dat eu să mă fac fur și de aici. Hai, să nu ziceți că, ei, dar tu ai avut numai într-un loc și era prea ușor. Hai, uite, eu deschid și ușa asta și am să tipa fur și de aici, știți, ca să nu ziceți că l-a făcut prea ușor. Poate la cineva n-a să aibă acolo două aur. Așa că eu am să deschid și pe asta ușă. A să mă fac fur și de aici, așa. Uitați-vă, am intrat. Hai să zicem că am ia furdișa, param, 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 furdișa și mai am eu aici. Am aur, ok, hai mai fur și aur, param, 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 fur aur, da? A furat, bine. Hai am o atent să ies. Și faci și băie și ăla, vine înapoi? Da, vine înapoi. Dar eu, mai bine intr înăuntru. Auleu, nu pot intra înăuntru. Ok, de să mai deschid repijorul odată. Să pot intra înăuntru. Îl văd de pe fereastră, foarte bine. Ok, o plecat. Amu, stai că așa l-al trebuie să vii înapoi, amuș. Nu, încă stă cu capul întors încolo. Posibil să reușesc să trec. Ok. Trec și de asta. N-are treabă, bă.
N-are treabă asta. Am ușa aici și ea. După cât ne aduc eu aminte, trebuie să dăi ăsta jos. Ha, uite-l. Păi, experiența nu se, nu se bea cu bere, bă. N-are treabă nenea ala. Așa. Uite că am ajuns și aici. Cheia nu-mi trebuiește. Dă să mai for de acelea 90, 80, 70 cât de mii cât sunt. Foarte. Haide băi, fură. Fură, bă! Ok, am furat. Pistolul încă nu pot să-l iau, că am foarte mic levelul. Am 574.500, am ușat smut camera, așa să vedeți. Și am trebuit să fac 4 imprente, pentru că sunt modalitate hard. Sper să termin, sper să-l fac cu elit, ca să iau mai mulți bani. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, perfect. O imprentă a plecat. A doua. Haide, bă. 1, 1, 2, 1, 2, 3. A doua imprentă a plecat. Și greier, bă. Pro player, și pro player, super pro player. Uite, pac, pac, pac. Așa, îl dăm pista, îl dăm pista. Nu trebuie de landat. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 și a treilea e gata. Hai să o luăm, amu, cu a patra și ultima. Stați, că nu-i tăt. Las că mă dau, eu dam drumul jos, nu mă tem ca să mă vadă nimeni. Dar trebuie să ies de și-aș sfug încă, da? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 și asta până la urmă. Perfect. Foarte bine. Băi băieți, eu nu vreau să pierd haste-ul ăsta, ați văzut, cred că am 5 puncte de aur. Așa că la sfârșitul haste-ului am să folosesc glitch-ul cu scosul cablului, ca să-l salvez. Hai, fugulița, fugulița, să-l fac în mai puțin de 15 minute. Ca să aduc acasă cât mai mare profit. Hai, foc, foc, foc! Am ușa să mut iară camera ca să vedeți câți bani am luat în total. Plus, dacă îl fac cu elit, îi mai dă 100.000 pentru ele. Ok. Camera asta, camera. Uitați-vă așa. 1.874.600. Ok. Dar nu-l pun, trebuie să-l lăs așa ca să vedeți radarul. În caz că vreți să repetați măgăria care o fac eu, să-mi bateți recordul meu. Așa, am o aici foarte, foarte atent. Are și ala testei încă acolo jos. Sper să reușim să trecem iară pe la spatele lui fără să ne vadă. Uite-l, e aici. Foarte bine. Ăla cu machine gun-ul care e cel mai periculos. Câmpul lui de asta e cel mai mare, de vede de departare, așa, ăsta încă de aici tot așa cum trebuie să stăie. Nu te uita, bă, gameaș, nu te întoarce. Ăla a plecat, foarte bine, mașinganul se duce în chestia lui, noi am opit și ușor, ușor plecăm, ăla încă e departe, hai că dovedim, dovedim, dovedim. Ta-dam! Ta-da-dam! Băi, cine e mare șobolan? Băi, șobolan, băi, șobolan! Ăla care nu dă like, băi, nu dă like, nu dă subscribe! Cine e mare, cine e mare, cine e mare șobolan? Ăla care nu dă like, nu dă subscribe, băi! Băi, am ieșit, băi! Băi, am ieșit fără să pornesc alarma, cu geanta plină, nu mă mai interesează, stați să mut camera iară. Ok, perfect. Uitați-vă cât am. Fără să mor niciodată, fără să mă prindă nimeni, fără să trag un glonti. Arma am folosit-o doar pentru a deschide ușile, pentru că știți, care știe, știe, dacă nu știe, vă spun eu acum, fără arma în mână, nu poți deschide ușile, ok. Am deris singur, cum am făcut eu glitch-ul ăla. Și plec acasă, măi copii. Și normal, că am ușcă n-am să ajung pe continent, a să scot cablu.
După aia am să vă spun dacă am făcut cu elit sau nu. Bani câți am? Am 1.600.000. Uitați-vă atenți câți bani am. Și ați vedeți, dar nu, că ar să, tot din ar să apară chestia asta la urmă că l-am făcut cu elit sau nu. În mai mult de 15 minute sau în mai puțin. Dar dacă să verificați așa mai bine, de când am început haste-ul, n-am tăiat nicio secundă din video. Așa că puteți verifica singuri. Băi, normal, aici poți să aștepți o mor pe ăla și să fur barca. Dar am zis că nu vreau să o mor pe nimeni. Putem să plec aici fără arme. Adică, fără arme, fără gloanță. Că ar mă trebuie zichid ușa, dar fără gloanță n-am treabă. Așa că plec acasă, măi copii, cu 1.874.536.000. E rău? Nu. Plus 100.000 de pielit. 100.000 dau lui ăla și tot să rămâi 1.870.000 curat în buzunar. Bă, vreți să că eu trebuie să pregătesc aici să scot amuș cablu. Ok. Deci să-mi iau poziția de scos cablul și ne vedem după și... ne vedem după. Dar și ne vedem. Cu programa continuă a registra. Așa. Banii. Geanta banii. Flash-ul. Flash-ul, Victoria, numele meu și scot cablu. Ok. Am uși pun cablu înapoi și ne conectăm din nou online. 100%, hai de eroare. Cu elit, 11 minute și 15 secunde. 11 minute și 15 secunde, fără să omor pe nimeni. A, de băi, las-mă, mi-a dat eroare, trebuie să dau jocul, să stâng jocul. A, nu, foarte bine, foarte bine. Hai, conectează. Foarte bine, m-a conectat. Băi, frățică, intrăm online, din nou, ok. Dă-i foc, frățică, dă-i foc. Băi, frățică, 11 minute și 15 secunde și 1.863.064.000. 1.864.000. E rău? Nu e rău deloc, frate. Fără să omor pe nimeni, fără să și-o prins și fără să-mi pușc un glonț măcar. Bă, frate, că dacă ți-a plăcut, numai decât pune un like, abonează-te la canal. Dacă încă nu ești abonat și apasă clopoțelul de notificări ca să fii la curent cu noile postări și noile live, apasă share ca să te împarți cu alți prieteni cu episodul ăsta și ne vedem în vă sesiu. Ciao, ciao!